Așa, doamne și domni eleganți, chiar că nu s-au mai văzut de mult în micul orășel cochet de la poalele Patranei. Puceasa Mon Amour nu poate fi altceva decât un oraș interbelic, perioada în care Puceasa și România a fost o perioadă de înflorire și iată că Puceasa vrea să revină la un moment, la un statut de oraș important în paleta orașelor balneare și nu numai, chiar culturale și turistice, și sperăm că acest trend, să spunem, interbelic va face din Puceasa și, de ce nu, trebuie să amintim aici că în perioada interbelică și chiar la 1930 Puceasa este prin ordin regal numit oraș balnear și iată că e un moment pe care noi vrem să-l dezvoltăm foarte mult și o să vedeți că toată atmosfera orașului și aici un tânăr pianist, student la Universitatea din Londra concertează și peste tot fotografii, imagini o să găsiți din perioada interbelică și din perioada contemporană. Tematica a fost gustată chiar și de acei tineri care au ales să-și pună costumul în carouri și să ia parte la manifestare, ca și cum timpul s-ar întoarce în urmă cu aproape un veac. Ținuta este una tipic interbelică. Cum ai ales-o? Pur și simplu am ales ceea ce am crezut că mi s-a potrivit și ținuta cu care m-am regăsit, cu care am rezonat. Și de asemenea am ținut să am și o atitudine tipică. Mă simt un om prezentabil și pot să spun din înalta societate. Prezentabilii și prezentabilele care vor să intre în atmosfera interbelică sunt așteptați la recitalurile de pian și la celelalte concerte, expoziții și manifestări culturale din serbările Băilor Puceasa 2017.